Au ieșit în stradă studenți, angajați în sectorul public, dar și pensionari. Oamenii s-au adunat în fața Parlamentului din Atena strigând asasinilor și nu vom uita. Είμαστε εδώ γιατί νιώθουμε μια τεράστια οργή. Νιώθουμε μια τεράστια οργή για όλο αυτό που συμβαίνει. Εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να χαίρονται τη ζωή. Να πηγαίνουν, να μεγαλώσουν, να νιώσουν, να ζήσουν ευτυχισμένα. Pe 28 februarie, două trenuri, un Intercity și un Marfar, s-au ciocnit frontal în cea mai mare catastrofă feroviară din istoria Greciei. Poliția a recurs la gaze lacrimogene pentru a-i împrăștia pe demonstranți. Protestele vor continua, mai ales că sindicatele au anunțat grevă în zilele următoare, în semn de protest față de starea deplorabilă în care guvernul a lăsat sistemul feroviar al Greciei.